Astăzi a fost dat o amendă maximă, o amendă record pentru România de 100.000 de lei, unei televiziuni care nu mai emite de peste o săptămână. Televiziunea nu doar că nu mai emite, dar nici astăzi nu și-a putut căpăta dreptul de a emite, până, mă rog, la termenul următor de judecat al acestei înalte instanțe, care este ceva mai presus decât Inchiziția de odinioară. Postul de DTV a fost amendat cu 100.000 de lei pentru că a preluat ilegal emisia OTV. Directorul CNA a arătat însă că societatea Telecroma Media, care deține licența DDTV, este în insolvență, iar în fața Consiliului trebuie să vină administratorul judiciar sau un împuternicit al acestuia, statut pe care Diaconescu nu-l avea. Această firmă Telecroma, care astăzi trebuie să-și trimită în șomaj toți angajații, care astăzi nu poate trimite vreun semnal video în casa niciunui român, trebuie să plătească 100.000 de lei amendă CNA-ului și, dacă înțeleg, nici nu vom prezenta vreo casetă martor sau vreo altă hârtie, mă rog, hazlie pe care ne-o pot cere cei de la CNA, o să mai primim și încă o amendă și încă o amendă. Important este că DDTV nici astăzi nu poate duce OTV-ul în casele românilor și că DDTV nu poate emite nici de astăzi în România. Dan Diaconescu nu este încrezător când vine vorba despre reluarea emisiei postului. Sincer, s-ar putea să-i se reproșeze culoarea violet postului de DDTV și să-i fie oprită emisia. S-ar putea invoca temiri ce lucruri. Astăzi înțeleg că s-au legat chiar și de forma siglei noului OTV din Italia. Orice este posibil în România.